De ieri am intrat în săptămâna mare, ultima săptămână a postului Paștelui, numită și săptămâna patimilor, și care are menirea de a ne pregăti pentru înviere. Iar pentru a simți cu adevărat bucuria pascală, trebuie să avem grijă atât de suflet cât și de trup, înăsprind postul pe cât ne stă în putință, măcar în aceste ultime zile, care sunt și cele mai importante din post. Tradiția și canoanele bisericești spun că în săptămâna patimilor trebuie să fim calmi, liniștiți, să nu afișăm o bucurie zgomotoasă, exuberantă, să respectăm strict postul, să nu lucrăm pe brânce la construcții mari importante, dar să avem grijă de curățenia din casă și de prin curți. În săptămâna patimilor ar trebui întrerupte temporar și marile lucrări din câmp. Acum este vremea să te înnoiești cu haine sau ceva nou de sărbătoare. Tot în aceste zile premergătoare învierii, gospodarii pot sacrifica animale sau păsări pentru masa pascală și pot tocmi lăutari pentru hora satului. Și nu în ultimul rând, împărtășirea la biserică și iertarea reciprocă între oameni. În biserici, ieri și astăzi, la utrenii, s-au citit evangheliile care ne aduc aminte de cele din urmă învățături ale Domnului.